보내고. 이게 지금 가시 같은 루치 나오는 너희들의 바보를 키우지. 자, 시스테이그의 케익스턴 버스들. 내가 그 레스톤 버스에 브레이크식을 가셨어. 아, 시골 버스. 아. 프란시스코 베스 파츠 그다음에 우리 가서 테스트 드랩타이 시대죠. 아 샤샤이니아 두버 너 레이디 아 레이디 마시 프라스 아 샤테시테레 토카스 드레스 아 샤 아샤, 루. 아샤서 내려면 드래곤 도대체 봐도 진짜 아베리전 잘 그래요. 아샤. 시라텔. 어, 진짜. 아샤. 자, 과세는 님라. 고마워드 XY라고 레스톤 파츠리로 XY 다시 보도수 심판하셨어. 아 신체로 나라 레이저로 나라 오늘 어머비네 온다 시카리 레스톤 파츠리로 하셨어. 나 하셨어 노 레스톤 파츠리 오늘 파츠리 하셨어. 오늘 파츠리 하셨어 이번에 끝도 제로 시레스톤 또또 근데 numărul mai mic ca 6, îl împărțim la 6, vine cu cât 0 restul respectiv. Da, 1 ori 2, vine 2. Și 2 împărțit la 6, cât 0 restul 6. Da? Vine 2 împărțit la 6, cât 0 restul 2. Așa. 1 ori 2 împărțit la 6, cât 0 restul 3. Așa. Aici 4. Așa, câtul 4. Câtul 0 restul 4, da? 10, 5. 5. Poate să-mi termin. Mai departe. 2. 4. 4 împărțit la 6. 0. Așa. Așa, 2 ori 3. 6. 6 împărțit la 6 vine câtul 1 restul 0. Bun. Mai departe. 2 ori 4. 2, 4, 8, împărțit la 6, restul 2. Și 2, 5, 10, împărțit la 6, restul 4. Bun. 3, 1, 3, 3, 2, 6, restul 0. 3, 3, 9, restul 3, da? 3, 4, 12, restul 0. Așa, mai departe. 4, 1, 4, restul 4, 4, 2, 8, restul 2. 4, 3, 12, restul 0. 16, restul 4, da? Așa, restul 2. 5, 1, 5. 5, 2, 10, pe-am fost la 6, restul 4. Corect. Restul 3. Restul 2, da? Și restul. Trasează diagonala principală și să vedem simetrie. Da? Sunt simetrice? 2, 0, 0, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5. Bun, deci se vede că drumul interior, drumul superior, sunt aici. Da. Bun. Deci legea este, atenție, este important să vedem dacă avem și ce problemă. Vedeți care e problema?
To tak nie interesują. Ja cię proszę. I o problemu coś. Ale o mały problem. Się walkę manual kać. No i czym jest? No i jest rzeczy tej kompozycji. No i lawem tabę. Hasiu wary, dwa elementy, które mam, dwie, trzy, cztery, pięć, jak to mam tabę, nie mam po czym element. Ja. Na polu zero. Zapęć. Da, wiecie, ale mam mały problem. Wiecie, w tym momencie jest chwilę jeździ kompozycji. Wiecie, no. Ważne jest jeść. Hasiu. Po T, aż po operacja T, no i jest struktura algebrika. Asta jest. Jest komutatywna, ale no jest struktura C. A no, dobra. No jest struktura C. Tak. Co za prima rolos. Deja prima. No jest to trochę, jeśli nawet muszę studiować komutatywnie, tak, ja tak, ten prym rynny liczę się, partia cię ma importat. Trzymało, że i nie spojrzę to. A ja sobie wiem, to nawet nie się nie moje interesat. Da, i dyskutuję, to teraz nie. Jeśli komutatywnie, dalej jest to trochę. Ja sobie wiem, to nawet nie się nie moje. A to ci tylko prawie nasi dokładnie, no i zero i dziesięć kalkulować. Czyli zalecę. Jakiego sytuacji? No, jeszcze montat dla Mati i wszystkich najlepszych. Jeszcze raz imuny. One jeszcze raz mamy albastru, a w ogóle portokali jeszcze nie ma albastru szansu. A jeszcze. Chciałem. Lecz x teluce y egal po resztę partii x i y. Este restul împărțirii 1 la 1 prin 5. 1 la 1 vine... Da. Pe 5. Nu, cât e 1 la 3? 1. 1. Și restul împărțirii 1 la 5? Nu. De ce 4? Eu, restul împărțirii 1 la 3 la 5. 1 la 3 vine 1, restul împărțirii 1 la 5 vine... Pe exact la 5. Da, câtul 0, restul 1. Restul este 1. 1 la 2. Totul. Totul. 1 la 3. 1, 1 la 4. 1. Acum începem cu 2. 2 la 1. 2 la 1 vine 2, împărțit la 5, vine câtul 0, restul 2. 2 la 2. Vine 4, câtul 0, restul 4. 2 la 3. 3. 2 la 3 vine 6. 2 la 3 vine 8, împărțit la 5, 3, corect. 2 la 4.
16 restul împărțire, 15 restul. Da. 3 la 8. 3, 3 la 2. Așa, bine, bine, 9, împărți restul, bine, 4. 3 la 3. 27, 25, la restul 2. 3 la 4. 81. Așa, 1, 80 este motivul. 4 la 3. 4, 4 la 2. 1, 16, multiplic 5 pe restul 1, 4 la 3, 4 la 3, 4 la 3, 364, 64, 60, multiplic pe restul 4, da? 4 la 4, 266, restul 1, corect. Hai diagonala, hai să vedem. Acolo avem 1, 3, 2, 1, 2, 4, 4. Aici avem și contraexemplu. Putem zice că 2 străduță 3, care face 3, e diferit de 3 străduță 2, care face 4, da? Deci aici, ca să arătăm că e necomutativă, e suficient să găsim un simplu exemplu, da? Și din tabela avem o grămadă, de exemplu. Dacă fac 2 străduță 3, face 3, dacă fac 3 străduță 2, face 4, da? Trecem la problemă. Este legea de compoziție? Bă, da, este. Este, păi, toate elementele. Da. Deci zicem, H cu steluță, structură algebrică necomutativă. Mai pe scurt așa. H algebrică, alătă, o să nu spun. Nec, necomutativă. Problema 3. Pe el definim următoarea lege, deci x compus cu y. Compus. Începul ăsta. Compus cu y egal cu... Nu, fără... Dacă vrei să definești relația pe R, el zici compus definit pe R, R, cu alorimina. Zici direct. Fără aici. Deci compus definit pe R, ori R. R, ori R, cu valorile R. Așa e definiția. Deci, da. X compus cu Y egal cu 3X plus Y. Așa, egal cu 3X plus Y. Așa, să arătăm că este necomutativ. Păi, ca să arătăm că e necomutativ, putem veni direct cu contraexemple. Hai să ne gândim, nici nu, de la întâmplare. Un 2 străduță 3. Mă feresc un pic de 1 și de 0, da? Hai să facem un 2 străduță 3 și un 3 străduță 2, să vedem. 2 compus cu 3. Dar nu facem x compus cu y și facem și y compus cu x? Da, da. Sau putem da contraexemple. Contraexemplu? Hai să facem rapid un contraexemplu. Ok. Deci... 2 compus cu 3. Așa, egal cu... Egal cu 6 plus 3. 6 plus 3. Este egal cu 9. Și acum 3 compus cu 3. 3 compus cu 9. Păi... 9 așa. Plus 3 egal cu 11. Și din astea două rezultă că 3 compus cu 2, 2 compus cu 3, diferit de 3 compus cu 2. Și e suficient că rezultă concluzia la complementă. E suficient un simplu exemplu. Aici aveți o grămadă. Sau putem face x compus cu y, cum ai zis tu, da? Așa. Și hai să mergem și pe ideea ta. Zic, x compus cu y egal cu y compus cu x. Hai să mergem direct cu relația. Echivalent, ori care ar fi x și y, da? Asta, și asta sunt. Ori care ar fi x și y și ta echivalentul. Asta e echivalentul y. Deci x compus cu y egal cu x, y compus cu x, oricare ar fi x și y, aparține de ea. Și acum să mergem în echivalent. Deci, mergem în echivalent cu... 3x. Așa, 3x plus y.
egal cu 3x cu x într-o parte, zice, ne echivale cu 2x, 3 minus x, 2x egal cu 2y. Echivalent, împărțim pe toată, echivalent cu x egal cu y. Și atunci, care cu asta? Că nu mai sunt pentru orice număr de x. Practic, nu e comutativitatea. Nu e egalitatea, că nu e comutativitatea. Nu e egalitatea, o avem numai pentru numere egal. Asta e de înțeles. Înseamnă că orice două numere diferite mă duce către legea unui contract. Deci n-a să dă. Da, deci rezultă... Nu, din asta mă relație. Rezultă că... De fapt, care e contradicția? X egal cu Y, oricare ar fi X și Y numere de aia. Da, aici oricare nu există. Da, rezultă aici opunerea unui contract. Și acolo. Rezultă ce acolo ne contract. Ce plăiesc cu ghilii mergi. Bun, trecem la problema 4. H este mulțimea 2 infinit. Avem operația steluță x, steluță y egal cu xy minus 2x minus 2y plus 6 xy minus 2x minus 2y plus 6. Să arătăm că H cu steluță este structura algebrică comutativă. Păi, tot la o să trebuie să mai să arătăm că e lege de compoziție. Da? Adică dacă luăm două elemente din H, cu asta începem. Dacă luăm două elemente din H, X steluță Y vine tot în H. Începem să arătăm că steluța e o compoziție și apoi după aceea vedem dacă e comutativ. Da. Și zicem, arătăm că steluța este lege de compoziție. Seamănă treaba aceasta cu a arăta că e foarte stabil. Adică oricare ar fi X, Y, H, arătăm că steluța este lege de compoziție. H. Adică oricare ar fi x, y din H, să rezulte, să scriem ce înseamnă că oricare ar fi x, y din H, rezultă că x steluță y aparține lui H. Rezultă că x steluță y aparține lui H. Ați văzut că avea surprize, dacă s-ar putea să nu se... Degeaba ne chemi să arătăm pe comutativ, dacă nu-i lege de compoziție. Hai să scriem ce înseamnă că x steluță y aparține lui H. Și dezvoltă la față. Echivalent. Cine ești cu echivalent? Cu x y. Așa. Minus 2x. Minus 2y. Cu 6. Aparține H. H știm ce este. Este intervalul 2 infinit, da? Oricare ar fi. Oricare ar fi x și y. Așa, echivalent. Transformăm pe H în 2 infinit, da? Și zicem XY H minus 2X minus 2Y plus 6 aparține de 2 infinit, oricare ar fi x și y aparținând de 2 infinit, iar faptul că aparține de 2 infinit îl transfie în cale de gravitate. Echivalent. Okay. Mai mare cale. Echivalent. X y minus 2 x minus 2 y plus 6 mai mare ca 2. Așa. Oricare ar fi x și y mai mare ca 2.
Așa, echivalent cu. Trecem tot într-o parte, după. Deci, minus 2x minus 2y plus 4. Așa. Mai mare ca 0. Mai mare ca 0. Tot așa, oricare. Mai mare ca 2, da? Acum, hai să facem gruparea 2 câte 2. Scriem 2 termeni și următorii 2, da? X factor comun, x pe lângă. X pe lângă. Așa. Minus 2 pe lângă. Așa. Așa. Și acum ne oprim și începem să interpretăm, da? Păi ce știm? Noi știm că x mai mare ca 2, nu? Da, dată și y mai mare ca 2. Înseamnă că x minus 2 cum este? Obligatoriu mai mare ca 2. Păi sub el, mai mare ca 0. Sub el la tot mai mare ca 0. Și practic noi avem 2 factori care sunt mulțiți, sunt fiecare mai mare ca 0. E mai mare, că este mai mare ca 0. Da. Înseamnă că legea noastră este legea de compoziție. Bun, haideți acum să vedem de ce este computativ. Noi trebuie să facem x pe luță y și x pe luță x. Deci, arătăm că steluța este computativă. Arătăm. Că steluța este computabilă. Și luăm x de luț y. Așa. Egal cu y de luț x. Da. Egal cu y de luț x. Oricare ar fi. Așa, oricare ar fi x, y, aparținându-i cu de infinit. Așa, oricare ar fi x, y, aparținându-i cu 2. 2. Și începem. X pe luță y egal cu x pe luță y. Nu, aici se dezvoltă echivalent cu relația x, y, minus 2x. Sau, șterge echivalent. Da. Șterge echivalent. Și zic, de la fapt, x pe luță y. Și dezvoltă relația steluță, da? X steluță Y egal cu XY minus X minus 2X minus 2Y plus 6. Așa. Și acum dezvoltăm Y steluță X. Y steluță X egal cu YX minus 2Y. Așa. Minus 2 x plus 6. Corect. Și în cele două relații rezultă că x plus y x minus y egal cu y plus x. Așa. Deci am arătat că e solidă. Să zicem la problema 5. E h egal cu mulțimea minus infinit 1. Și avem aplicația steluță x steluță y egal cu linie de tracție x y minus 2 supra x plus y minus 3. Să vedem dacă H cu steluță este structura algebrică completă. Hai să vedem mai întâi dacă e structura algebrică. Da, ca și
De ce? Ca să iei structura algebrică X, oricare ar fi așa, oricare ar fi X, Y, ca poate să iei cam așa. Să rezulte. Rezultă că X plus Y. X plus Y. Mai mic ca 1. Aparține, da, mai mic ca 1, corect. Aparține ca așa, adică mai mic ca 1. Da? Echivalent mai departe. Echivalent cu X, deci, voi să-l număr... Y minus 2. Așa, X, Y minus 2. Supra. Supra X plus Y minus 3. Așa. Mai mic ca 1. Mai mic ca 1. Oricare ar fi X și Y mai mic ca 1. Oricare, oricare. Este important să știți. Oricare ar fi x, y mai mic ca 1. Da? Echivalent de parte. Trecem pe unul în partea cealaltă. Da. Aducem la același viitor. X, y minus 2 minus x minus y plus 3. Așa, supra. Supra x plus y. Minus 3. Așa. Mai mult ca 0. Adică oricare mai departe. Oricare. Oricare fi X, Y, Y. Mai nu cu... Păi... Vine X lângă Y minus... Așa, îi grupez primul parte. Da. X pe lângă Y minus 1. Așa. Minus... Așa. Minus 1. Minus paranteză. Minus paranteză. Da, Y minus 1. Așa, minus paranteză Y minus 1. Supra. Supra. X plus Y minus 3. Așa, X plus Y minus 3. Mai mică 0, oricare ar fi și Y mai mică 1. Așa, echivalent cu faptul comun. Echivalent cu Y plus 1. Așa, pe lângă 2 plus 1. Așa. Supra. X plus Y. Așa, magica 0, oricare ar fi x, y, magica 1. Și acum să încep. Cum este x minus 1? Cum este y minus 1? Magica 0. Să scrie y minus 1, nu, să scrie în jos, ca să avem ceva. Y minus 1, magica 0. Cum este x minus 1? Magica 0. Magica 0. Magica 0. Acum, cum este x plus y minus 3? Noi știm că e x. Tu mai mic. Da, de ce? Păi, e x mai mic ca 1. X mai mic ca 1, y mai mic ca 1. X plus y cum vine? Mai mic ca 2. Mai mic ca 2. Și atunci, da, ok, mai mic ca 2, x plus y minus 3 vine mai mic ca 0. Și scriem și asta. X plus y minus 3. Mai mic ca 2. Hai să zicem x plus y. Mai mic ca 2, rezultă x plus y minus 3, x plus y minus 3, mai mic ca 0. Și din toate 3, rezultă expresia, e, uitam expresia, mai mic ca 0. Rezultă expresia, trebuie să scriem expresia. Păi asta e că dacă o să mai mic ca 0, și o să mai mic ca 0, o să mai mic ca 0. Dacă să mai mic ca 0. Sunt 3 factori. Ai y minus 1 mai mic ca 0. Da. Încă 1 mai mic ca 0. Asta e mulțit x mai mici ca 0. Nu, nu. A, nu. Că e mai mare. Da. Vă duc la 2 numere mai mici ca 0, mai mare ca 0. Dar întotdeauna vine mai mic ca 0 și îți ies. Rezultă y minus 1. Așa. Pentru x minus 1. Așa. Supra. X plus y minus 1. Mai ca 0. Corect. Asta a fost pe mai. Da, da. Da, bun. Problema 6. Da.
x, y, plus x prin y, sau perechea la y, 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 da? Și ba, să arătăm că operația de compunere, care definită pe eroare cu valoare reală, este comutativă. Partea stabilă se vede că este. Legea de compoziție se vede că este. Pentru că iau o pereche din eroare reală. Da? Și transformă rezultatul tot într-o pereche din eroare reală. Alea x, y, prin... N-are sens să arătăm că e legea de compoziție, pentru că însă și prin modul ei de a, deci, direct, hai să verificăm dacă îi arătăm, arătăm că cer comutativ. O trasă de compunere, da? Îmi compunerea. Este comutativ. Comutativ. Și începe. X, Y e compus cu... Adică ce trebuie să arătăm? Orice compunere de perechi, când o inversăm, rămâne tot. Da. Ce zicea? X, Y compus cu x prim y prim egal cu perechea formată din x, y prim plus x prim y. Așa, plus x prim y cu y prim, da? Și acum... Și invers, x prim y prim compus cu x, y prim y compus cu x, y egal cu x, x prim y, x prim y plus x, y prim, pentru că se ia acum invers. Da. Așa, și cu y prim y. Și cum adunarea și înmulțirea sunt pe iar comutative, atunci avem și rezultatul de acolo. Rezultatul de acolo. Compunerea și înmulțată. Nu, ce plăs? Zi de ce plăs cu mine. Se dau matricile, au ca fiind aș. Format de la 1, a 2, a 3, a 4. Și de ce? Așa, inclus în M2, iar inclus în mulțimea matricilor pătrate, cu coeficient scalar. Și avem a 2, ca fiind A1, ca fiind matricea 1, 0, 0, 1. Asta ce este, de fapt? I. I2. De. Da, egal cu I2. Pe urmă, A2, ca fiind 0, 1, 1, 0. A3, ca fiind minus 1, 0, 0, minus 1, 1, 0, 0, 0, minus 1. Și asta ce este? Minus 1. Minus 1.
ca fiind 0 minus 1 minus 1 0. 0 minus 1 minus 1 0. Se pune problema să arătăm că H în raport cu operația de înmulțire a matricilor este structură punctuală. Adică toate mulțile sau? Da, adică trebuie să facem tot din 4 elemente. Facem toate. Da. Acum o să folosim din film proprietățile. Că I2 înmulțit cu orice matrice face acea matrice. Ca să completăm tabelul. Da. Iar dacă avem minus I2 ori o matrice, ea va veni minus acea matrice. Da? Așa. Hai să facem direct un tabel, să punem elementele, a 1, a 2, a 3, a 4. O să mulțim și câteva matrici, mai vedem cu tot. Mai multe ori, ca să mă vedem. Așa. Așa. A, trebuie să mulțim. Și scriem. Înmulțirea matricii 1, 3, da? A1, A2, A3, A4, completăm. Așa și pe coloană. A1, A2, A3, A4. Și începem. A1, A1. Înseamnă I2 și A1. Practic orice matrice mulțită cu A1, îți va da aceeași matrice. A1 ori A2. 3. A1. Nu, este I2 ori A2. Și când avem o matrice cu I2 mulțită, nu mă face. Da. Bine, A2. A1 ori A3. A3, A1 ori A4, A4. Și acum putem veni și pe coloană. A2 ori A1, pentru că I2 mulțit și la dreapta și la stânga face acea matrice. Avem la 1, bine. Putem face și cu A3, da. După aceea, hai să facem mai întâi coloana cu A1. Da. A2 la 1. A2. A3 ori A1. A3. A4 ori A1. A4. Și am zis că să mergem la A3, da? A3 ori A1. A3 ori A1. A ieșit A3, da? A3 ori A2. E minus, nu? Minus A2. Minus A. Nu, A3 ori A2, da, e minus A2. Dar minus A2 cine este? E A4. A, e... da. E A4. Deci A3 ori A2 e minus... E A4. Da, e A4. Acum, A3 ori A3. A3. Da, e minus I2 ori minus I2, da? Și A3 ori A4. E A2. A2. Bun. Haideți să mergem și pe coloană, pentru că exact la aceeași proprietăți avem la coloana lui A3, A2 ori A3, bine A4, și A4 ori A3, bine A2, corect. Înseamnă că mai rămâne de făcut A2 ori A2, A2 ori A4, A4 ori A2 și A4 ori A4. Hai să începem, A2 ori A2, ia să trebuie să-i facem să facă. Egal cu... Așa. Așa. E 1, 0, 1, 0, 0, 1. Așa, adică e egal cu 4. 1, 0, e egal cu I2, adică e egal cu 8. Egal cu I2. Și egal mai departe cu 8. Bun. Și am pus A2 la 2 ca fiind A2. A2 la 4 acum. O să vin la 3. Așa. A2 la 4 egal cu A3. A4 la 2. Păi, tot. Nu, nu, nu. Trebuie să verificăm. A. Înmulțirea nu e comutativă, da? Deci A2 la 4. Nu, A4 ori A2. A4. Nu scriem A4 ori A2. Egal cu
Per gli altri marcia e meno sono 0,0, no, egal 4, e se contattiamo ci potrebbe. C'è la 4 alla 4, ma non passiamo con la aula. Ci deve essere il risultato di un tabello, il risultato che tira matrice non di hash, gli estesi da stanza. E adesso non abbiamo a 2 a 4, a 2 a 3 a 3 a 4, no? Invece abbiamo un tira matrice di hash o matrice. Hash è la propria operazione, se ci faccia hash è la propria operazione per il tira. C'è struttura algebrica contativa. Da neo peggio lui lavora hash, decidiamo insieme a o decidiamo insieme a hash egal o insieme a matrice del tipo a dice a egal o matrice quadratica 2 minus a a minus 1 2 per 1 minus a și 2 a minus 1. Așa, unde a aparține lui el cu steluță, da? Trebuie să arătăm că H, în raport cu operația de înmulțire a matricilor, este structura algebrică comutativă. Da? Mai întâi să arătăm că e structura algebrică, ce zicem, oricare ar fi. Ar fi A, H, A, B. A, H, A, B. Aparține lui H. Arată. Ca să fie structura algebrică, să operația de înmulțire să fie corectă din punct de H, da? Adică H să fie și o parte stabilă a lui M2, da? Și zicem, 2 minus A, A minus 1, 4 minus A. Păi de ce? Trebuie să-ți fac paranteză? E 2 minus 2 A. Sau 7. E 2 pe lângă 2 minus A sau 2 pe lângă 2 pe lângă 1 minus A? Da, pardon. A, bine. 2 minus 2 A. Ori? Ori 2 minus B. Așa. 2 minus 1. 2 minus 2 B. 2 B. Și este egal cu... Nu, nu, hai să facem calculul, ca să vedem. Atunci 4 minus... 4 minus 2 A minus 2 B plus AB. Așa. Asta e doar mai departe, plus... Și acum plus 2 A... Da. O să durezi. Da, nu? Plus 2 A. Ai mulțumesc, eu scriu că nu sunt no, hai să ștergem, să le scriem puțin automat și probăm de... Să le scriem cu paranteză. Fiecare parte? Da, le scriem cu paranteză. Egal cu 2 minus A pe lângă 2 minus B. Mă, că nu se înțelege și pe care 2 minus A pe lângă 2 minus B plus paranteză A minus 1 pe lângă 2 minus 2 B. Celălalt. 2 minus A pe lângă B minus 1 plus A minus 1 pe lângă B minus 1. Așa. 2 minus 2A pe lângă
când dorim 102. Când dorim 102. Așa, plus 2 ani în sumă pentru 2 minus 2 de ani. Și 2 minus 2 a pentru 2 minus 1. Plus 2 ani în sumă pentru 2 de minus 1. Plus așa arată urmă, zice, aaa, ok. Desfacem paranteze, grupăm și vedem ce face. Așa, egal. Nu, nu zic e necăzut, acolo nu mai. Păi e greșit. Hai să vedem. Este minus AB și... Așa. ADAB. Așa. Ia să vedem, deci cum o... 2 minus AB. AB minus 1. 2 pentru 1 minus AB. 2 AB minus 1. Și egal mai departe cu A de A ori. Și A ori B aparține lui R. A ori B aparține lui R cu steluță. Da, bă. Pentru că cei care sunt defecte 0 rezultă că A de A ori A de B aparține lui H. Da. Și acum pentru o comutativitate, nu? Da. Păi hai să... Să nu pentru că ultima relație. Cum? La pe asta o folosim? Nu. Asta folosim exact ce am arătat noi. Că de asta mă pun și fac asta. Hai să zicem așa. A de A ori A de B egal cu A de A ori B. Deci A de A ori A de B egal cu A de A B și A de B ori A de A egal cu A de B A. Și cu A B egal cu B A. A B egal cu B A. Deci rezultă că A de A ori A de B. De asta e bine să faceți partea stabilă, pentru că voi, practic, comutativitatea o transformați în comutativitatea înmulțirii pe I, deci pe diverse elemente. Da? Dar aveam că înmulțirea e comutativă. Și deci rezultă că H în raport cu operația A. Punct. Este structura geometrică. Deci H în raport cu operația de înmulțire este structura geometrică comutativă. Da. Problema 9. Se consideră H ca fiind mulțimea matricilor de forma x plus 4y, 2y, minus 7y, x minus 4y, așa fi de paranteza, unde x și y aparțin lui R. Iar x la 2 minus 2y la 2 egal cu 1. X la 2 minus 2y la 2 egal cu 1. Da? Hai să arătăm că faci la fel este structura algebrică comutativă. Deci luăm o care ar fi să luăm două matrici. Dar ar fi interesant să notăm. Hai să zicem că aia ar fi A de X, Y. Da? Parcând matricea, nu X, Y, X, Y, da? Da. Să vedem, poate reușim să scoatem chiar o relație între două matrici. A, X, Y și mai doi punctii. Amen. Sau hai să facem A de A, B cu ori A de C, D. A de A, B. Ori A de C, D. Egal cu? A, B. A plus 4B, 2B, minus 7B și A minus 4B. Așa. Minus cu C plus 4B. 2D, minus 7D și C minus 4D. Așa. Scriu direct în sfârșurată. Da, păi
facem data din și... Acel plus 4AD plus 4BC plus 16BD. Așa. Să nu văd fost dacă e la minus 14BD. Minus 14BD. Asta ar fi primul. Ah, mai departe. Da. 2AD plus 8BD minus 8BD minus, are ce minus 4BD? Ăsta, ăsta și ăsta? Da, plus, plus 2BC 2BC minus 8BD, 8BD. Așa. Aici, aici avem ăsta cu ăsta. Așa, mai departe. Aici mai avem 16BD cu 14BD. Așa și mai avem 2. Da. Și cum atât? Cum să vedem următor? Acum, minus 7BC. Minus 7BC. Minus 28BD. Minus 28BD. Și... Da, minus 7AD. Așa, minus 7AD. Plus 28BD. Așa, plus 28BD. Și 28BD cu 28BD. Plus. Da. Și acum 14, nu, minus 14BD. Da. Și cu AC minus AC plus AC minus 4B minus 4B minus 4AD minus 4AD minus 4AD minus 4 AD. Așa, că am luat A cu minus 4 minus 4AD, da? Da. Poate să minus 4BC. Așa, minus 4BC. Și plus 16BD. Plus 16BD. Așa, egal cu... Minus 14BD cu 16BD. Și... Am atât, așa, da. Vedem. Deci, începem să scriem AC plus 4AD. Plus 4BC plus 2BD. Asta vreau să trebuie grupate cumva? Da, ca să iasă un fel de A plus 4B. Probabil că o să fie AC cu 2BD plus 4, pe lângă AD plus BC. Așa cred că s-a grupat. Da. Pe urmă. 2AD plus... Bine, 2 pe lângă AD plus BC. Da. Da. Aici avem un fapt. 2 pe lângă AD plus BC. Și ăsta trebuie să fie Y plus AD. Ăsta e un fel de Y. Da. Deci asta înseamnă că trebuie să obținem și aici, cam așa. Păi da, dacă o scos pe 4 în faptul comun, bine, 4 pe lângă AD plus BC. Da, și este. Avem și X în faptul comun. Minus 7, faptul comun, minus 7 pe lângă AD, hai să punem chiar așa, AD plus BC, ca să nu se apară. Așa. Și acolo un fel de x minus 4y, adică avem așa. Deci asta este x. Nu, ăla e cu y. Y, y, nu, da. AC plus 1? Da, AC plus 2BD ar fi x. Așa, avem un fel de AC, dar... Mi-a trebuit 2BD ora. Pe aici ai vrut 2BD. Așa, AC plus 2BD. AC plus 2BD. Minus 4 pe lângă AD plus BC. Așa. Și ăla este X-ul. Și atunci ar putem și sus. Scriu altă ordine. Așa. AC plus 2BD.
Aici plus 2 BD. Plus 4 pe lângă AD plus 10. Și acolo avem X, aici plus 2 BD. Și acolo avem pe X, da? Și avem formatul X plus 4 Y, 2 Y, minus 7 Y și X minus 4 Y. Da? Și atunci se dă și o formă. Deci A de A, B ori A de C, D egal cu A de cât? Egal cu A de perechea. A, C plus... A, C plus 2, BD. A, C plus 2, BD. E important să stabiliți relația asta de coeficiență. Și A de plus 10. A de plus 10. Bun. Și aparține... Nu, mai trebuie să mai arătăm ceva. Și toate aparține sunt în pași. Din R. Nu, nu, nu. Mai avem o relație în pași. Și trebuie să verificăm, da. Trebuie să verificăm X la a doua, 2Y la a doua, dacă face 1. Da. Noi ce știm? Hai să luăm această relație. Da. Copie ultima, ca să știm ce este. Sau de clasă. Nu, aura, da. Aura, la clasă, de la forma. Și zicem, arată. AC, X la 2 minus 2, Y la 2, AC plus 2, BD. Bravo. Minus 2 pe lângă Y la 2, minus 2 pe lângă AD plus BC. Totul la 2, totul. Numai Y la 2, da? Da. Egal, ăsta e egal cu 1. Mm-hmm. A, știi ce? Noi știm deja niște relații. Noi știm că A la 2. A la 2. Minus 2B la 2. Că face 1. Și... și C la 2 minus 2D la 2. La fel face 1. Deci asta e 2. Hai să mergem cu calculul să vedem. La 2, C la 2. Așa. Plus 4, B la 2, D la 2. Plus 4 A, B, C, D. Așa. Minus 2. 2 A la 2, B la 2. Așa. Minus 2 B la 2, C la 2. Așa. Minus 4 așa. A, B, C, D. Iar cu... minus 4 A, B, C, D cu 4 A, B, C, D. Da. Și dăm 4 acum. Faptul cum? Din primii doi. A la 2A. Pe lângă... C la 2 minus 2 D la 2. Așa. Minus, să nu, plus. Plus B, 2. 2 B la 2. Pe lângă 2 D la 2 minus așa. C la 2. Așa. Egal cum. Asta este 1. E 1 și alaltă e minus 1. Pentru că e invers, da? Și noi echivalent cu A la 2. Minus 2 este la 2 egal cu 1. Ce și echivalent? Și atunci putem zice că, ia să schimb ultima relație. A de perechea AB, A de cu B. Și poți să pui chiar pereche. Ori A de perechea CD, egal cu A de perechea AC plus AC plus 2 BD și AD plus BC AD plus BC și asta la final la pație nu-i face. Bun. Acum trebuie să verificăm la grijă, deci cum se întâmplă? Îi face minus. A de CD ori A de AD. Egal cu A de A ce ori ar fi C A plus 2 D B și D A D A plus C B. Asta este, da. Și deoarece da să spunem A ce egal cu C A A D egal cu D A punct de punct. Toate sunt comutative. Da.
că H și raportul operației de atenție este legea de compoziție comunitară. Este structură algebră de comunitară. Așa. Problema 10. Că e H și mulțimea funcțiilor e F1, F2, F3, care e pusă în F1, F2, F3. Inclus în mulțimea funcțiilor care aplică ieri mai puțin valoarea 0, inclus în ieri, de ieri mai puțin valoarea 0. Adică mulțimea funcțiilor care aplică ieri minus 0,1, ieri minus 0,1. Da. Așa. Adică cu două puncte? Nu, ieri de paranteză. Asta este notația lui F de A, mulțimea funcțiilor care aplică la A. Iar A de mulțimea A este F minus 0, da? Și vreau să arătăm că așa la fel cu operația de compunere este structură comutată. Și scriem și F de X? Da, F de X egal cu X. Deci are funcție identică. F2 de X egal cu 1 minus 1 pe X. Și F3 de X este 1 supra 1 minus X. 1 minus 1? 1, unii de fracțiune. Așa? 1, da. 1 și jos 1 minus X. Hai să vedem dacă avem o structură comutativă. Da, cam eu. Da. Deci. Deja avem funcția identic nulă. Funcția identic nulă, fiind din clasele mai mici, că este element nou. Da. Înseamnă că F1 compus pe F1 face F1. F1 compus pe F2. F2 și F1 compus pe F3. F3. Și ala și invers. F2 compus pe F1 face F2. F3 compus pe F1 face F2. Rămâi să vedem cât este F2 compus pe F2. Ce zicem? F2 compus pe F2. Sau așa, pe X egal cu F2 de 1 minus 1 minus 1 minus 1 pe X. Adică egal cu 1 minus 1 supra 1 minus 1 pe X. Da. Amplificăm, aducem așa și în tot. Pe 1 minus. Așa, și are să lasă așa încă. Păi să lasă cu urmă. Păi să lasă cu urmă. Da, e, da, păi să lasă. Greca. X minus 1 minus X. Da, X minus 1. Da. Și este minus 1 supra X minus 1? Da, și n-ai și. Cred că nu știu. Păi să vedem unde ești. Și atunci minusul din punct. Nu e finalizat. Faci egală de parte cu
Deci egal cu F3. Și la atunci am pus E2 compus cu E2 din F3. E2 compus cu F3. Știu, compunerea nu este computativă. Da. Ne fiind computativă, voi trebuie să o calculați. F2 compus cu F3 de X. Yes. Toate faptele trebuie să fie. Este 1 minus 1 supra 1. Așa. A, și este X. A, și egal cu X, și egal cu E1. Acum, F3 compus cu F3. Compunerea funcțiilor nu este asociativă, deci nu poți să vin cu D1 minus paranteză, da. Minus cu X. Da, da. 1 minus 1 plus 1 plus X. Poate X. Și acum ai F3 compus cu F3. Ok, vezi, vezi, vezi. O să vedem dacă vezi. Dacă nu vezi. Așa, 1 supra 1 minus 1 supra 1 minus 6. Să înțeleg cu 1 minus 6 minus 1 minus 6 supra acestea x minus 1 supra x. Așa, și desfacem un loc. Să înțeleg cu 1 minus 1 x. 1 minus 1 x și loc. Așa. Din tabel se vede că este legea de compoziție, H-ul parte stabilă al EFA, iar se vede și comutativitatea, arată în triunghiul superior și triunghiul inferior. Triunghiul superior, triunghiul inferior. Cele două triunghiuri sunt simetrice față de diagonala principală. Deci H cu operație compunere este structura algebrică. Problema 11. Deci, ce e așa aici? O lege de compoziție este contativă dacă elementele sunt simetrice față de diagonala. Și fiecare element este simetric față de diagonala principală. Apoi, problema 11. Se consideră H ca fiind mulțimea intervalul 0 infinit, intervalul 0 infinit. Deschis, închis? Deschis, 0 infinit. Mai puțin, mai mult. Și X căruță Y egal cu X la puterea logaritm natural de radical de ordinul 3 din Y. Radical de ordinul 3 din Y. Asta este. Mă scuze, să vă tare. Să arătăm că H este lege de compoziție pe structura algebrică comutativă, da? Da. Hai să verificăm mai întâi că e structura algebrică. Da, oricare. E oricare cu X, Y. Avanțe de H. Rezultă X căruță Y ca față de H. Da, și acum aș trebui să... Dezvoltă. Da. X la puterea logaritm natural din radical de 3 din Y
mai mare ca aparține de sau mai mare ca 0? Pe 0, echivalent cu... Și separat o să vedem și de ce e diferit de 1, da? Păi, log de fiecare parte, ca zic așa. Mai mare ca 0, păi echivalent... Păi, y este mai mare ca 0, logaritmul 3 ca mai mare ca 0. Și logaritmul și... Păi nu. Mai mic, nu, e mai mare ca 0 pentru că e funcția x la orice putere. Mm-hmm. Când ai o bază pozitivă și zici la orice putere, este o bază pozitivă. Da. Notează, de exemplu, tot logaritmul ăla cu b. Așa, și echivalent cu x la b, x la puterea b, mai mare ca 0. Da? Unde x mai mare ca 0. Da. Acum să vedem de ce e diferit de 1. Păi facem cazul în care zicem că este egal cu 1 și 0. Hai să vedem ce înseamnă x, x la putere. De ce? X te luze y. Așa, 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 x te luze y. Așa, echivalent cu x la logaritm natural de radical de ordine 3 egal cu 1. Și când o să faci 1? Spunând că x egal cu 1 sau logaritm natural de ordine 3 egal cu 1? E 0. Da, 0. Egal cu 0. Așa, e cuvânt x egal cu 1. Sau logaritm natural de radical de ordine 3 egal cu 1. Egal cu 0. Da, x e diferit de 1, da? Sau? Sau este chiar cu 1, nu. Da, pentru mine logaritm natural de radical de ordine 3 din y. Radical de ordine 3 din y trebuie să fac 1, îmi trebuie să fac un pas. Da. Pentru că și x e diferit de 1 și y. Deci înseamnă că legea steluță este corectă. Acolo avem o scurtă. Hai să acum să vedem de ce aș fi făcut atât. Zicem. Dați că spunem ce să facem cu mai mare ca 0? Sau? Păi, de ce? Păi ai bază mai mare ca 0. Da, corect. Și ai funcția la putere mai mare ca 0. Deci aia e clar. Arată pentru că ai x mai mare ca 0 și x mai mare ca 0. Da, hai să vedem acum de ce e comutativ. Oricare ar fi x, y, pe față, nu-i faci. Așa arătăm x pe plus y, arătăm x pe plus y egal cu y pe plus x. Echivalent cu x la logaritm natural din radical 3 din y, așa, egal cu y la logaritm natural din radical 3 din x. Da, și logaritmul. Și când avem bani diferite, unul și mai mare ca 0, asta înseamnă că... Logaritmul natural, da? Da. Logaritmul natural din... Asta avem produs. A. Logaritmul natural din radical din 3 din x, ori logaritmul natural din radical din 3 din y. Da, de ce ești? Sau cum? Nu, nu, nu. Hai să spunem logaritmul natural, să spunem o scoate în discuție. Da. Logaritm natural din x la puterea logaritm natural din x la puterea logaritm. Așa, așa, logaritm am spus. Așa, egal cu logaritm natural din y la puterea logaritm natural de radical de ordine 3 din x. Da. Scoatem exponența afară, echivalent mai departe. Echivalent cu logaritm natural din y, cu logaritm natural din x. Așa, egal cu logaritm natural din ordine 3 din radical de ordine x. Așa, cu logaritm natural. Și scoatem și puterea, înălțarea. Este y la 1 pe 3 și este echivalent cu 1 pe 3. 1 pe 3, logaritm natural din x, logaritm natural din y. Așa, egal cu 1 pe 3, logaritm natural
Logaritmul natural din Y, logaritmul natural din X. Ce este adevărat? Oricare fi X. Da. H cu steluță este structura algebrică. Se consideră așa, legea steluțelor dată de relația X steluță Y egal cu XY plus 2AX plus BY. Oricare ar fi XY, oricare ar fi A și B aparțin, nu, unde A și B aparțin de iarparat, deci pe ce aparțin. Așa. Știm că H cu steluță trebuie să fie, legea steluță trebuie să fie și asociativă și comutativă, să apar cât este așa. Ok. Păi, în cazul ăsta, vreau mă care ar fi X, Y, Z din... Asta e comutat în care e mai simplu. Sau să facem X pe ruță Y, egal cu Y și ruță X. Oricare ar fi X și Y. Aparțin iar echivalentul dezvoltă. X, Y, minus, minus, plus, plus 2, minus. Să vă cunoam dacă eu știi, dar nu știi. X, Y, plus 2, X. A, X, plus, B, Y, dar cu Y, X. A, și A, plus, X, Y, plus 2, A, și A, Y. Așa. Plus 2, B, X. Așa. X, Y, plus, Y, 2, cu 2. Nu credeți că tu e... Nu, și egal un coeficient. Sau trecem totul cu 4. Mm-hmm. Bine, așa. 2a minus... 2a... Pe lângă x minus y? Nu, 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 uite, să fie așa. Vreau 4 punct x, 2a minus 2b ori x. Îi grupăm după x, după y. Deci, 2a... Minus 2b, totul ori x, x. Egal. Plus... B minus 2A e Z sau la Y. Și am pus aici un plus. Un plus în B, cred. Da, e plus. E 2A minus 2A. E de ce? Da. 2A minus B. X plus B minus 2A Y egal cu 0 și de aici scoatem că acești coeficienți vor avea X și Y. Deci vor avea X și Y. Și relația adevărată oricare ar fi și Y, dacă acești coeficienți sunt 0. Deci, mai departe, 2a minus b egal cu 0. 2a minus b egal cu 0, respectiv b minus 2a egal cu 0. A, echivalent cu a egal cu b pe 2 și dacă înlocuim, vine b egal cu a pe 2 sau... E că B egal cu B. Ce? B egal cu 2A și A egal cu 2B. Dar acum dacă bagi într-o simplificație, înlocuiește. Bine. A e aceeași relație, nu? Da. Da. A egal cu B pe 2A, ta, în spate, din ce? Că B minus 2A e tot B egal cu 2A. Ambele relații spune așa. B egal cu 2A sau A egal cu B pe 2A. Da. Și asta am scos din prima relație care am putut să o scoatem din computativă. Acum o să luăm după asociativă. Zicem, X steluță Y, totul steluță Z. Deci, X steluță Y, comparatează, totul steluță Z. Este egal cu x căruță parteză, y căruță z, oricare ar fi x, y, z la față de. Se dezvoltă. X, y plus 2x plus y
x plus 2x. Prin 2 ai. 2ax, da. Plus 2by. Plus by sau? Plus by, da. Tot o soluție. Așa, egal cu x plus y z plus 2y 2ai. Plus bz. Plus bz. Oricare ar fi x, y, z. Așa, echivalent cu și chiar îți rezultăm. Da, o să vrei ceva. X. X, y, z. A. Plus 2a, x, z. Plus by, z. Da, asta e primul oral. Da, plus, plus 2 a, fiind tot asta. Da, plus 2 a, x, y, plus, da, nu? Sau, 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 x, y. 2 a ori prim. Da, x, y, plus 4 a pătrat x. Așa. Z. Plus 2 a de unde ai scos pe plus a pătrat 2 a pentru primul. Plus 4 a pătrat. Ai tu noi de aici? Nu, dar tu nu ai treabă cu ăla. Tu ești la 2 a pentru primul. Da, mă, ești prost. Plus 2 a pe lângă, să zicem așa, 2 a pe lângă și pe primul fel. X, Y, plus 2, A, X, plus B, Y. Așa, plus B ori al doilea. BZ. BZ egal cu... Și începe. Tot așa, primul ori al doilea. X, Y, Z. Da. Stați mic. Plus X, 2, A, X, Y. 2 a x, y, da. Plus x, nu, b, z. Așa. Plus 2 a x. Așa. Plus b pe lângă toate astea. Da. Așa, plus b. X, Y, Z, X, Y, Z, se duc, după asta 2 AX. Avem 2 AX, Y, și sunt 2 AX, Y, în partea. 2 AX, Y, Z, da. B, X, Z, Y, se fac cu... Nu, nu, ăla nu e 2 AX, Y, B, 2 AX, B, plus 2 AX, B, ăla, nu, știu. Deci ăla e 2 x, y, dar ăla îți prefie 2 a... Da, ăla vine 2... Ia să spune, x, y, z, da, plus 2... E bine ăla. Ăla e 2 a x. 2 a x, y? Da. Ăla e 2 a x. Asta e bine la primul. Până la b, y, z, e x, y ăsta. Și după asta este primul. Da, ăla e 2ax. Da, cu ăla. Da, 2ax, y, așa este. Se poate. O să-l dai. E 2ax. Nu, no, dar nu e. Ăla a rămas scris. Nu da, e. A rămas scris. A rămas scris. Ăla tăia la trebuie. Acolo trebuie și scopul. Tot cum nu vine. Dar avem o paranteză, da. Ăla a rămas că mi-a desfăcut, dar n-am finanțat calculul și am pus în paranteză. Tăi vreo de paranteză. Așa, ia să mai vedem. BX, Z, nu am eu. Cam atâta? Cam atâta. Tu crezi să-l oprim pe A cu DBZ? Pe B cu 2A? Nu, deocamdată hai să scriem de alții. 2AX, Z. Plus BY, Z. Plus 4A pătrat, X. Plus 2A, BY. Plus BZ. Egal cu BXZ, BXZ, plus 2AX, plus BYZ, plus 2ABY, plus B pătrat Z.
Mai avem doi abeie care trebuie să faci. Doi abeie aici și Z. Așa. Bigger Z. Bigger Z, da. Și acum după? Da, vine 2 a minus. După chiar exemplu, da. 2 a minus bx, 2 a minus b, da, trebuie să plus 4 la pătrat x la același pătrat plus sau cu a doua x, cum se zice? A, 4 la pătrat, deci fără 2x, da. Asta 2x, nu? Bun. Efectiv, bă, x. Deci... Și atunci dăm faptul cum pe x, zicem 4 la pătrat minus 2a în paranteză de x plus plus bz b minus b pătrat, că avem și b minus b pătrat în paranteză egal cu 0, oricare ar fi x, y, z. Acum, dacă luăm b egal cu a egal cu b pe 2, ăla face 0, deci cu ora termină. Și avem următoare condiții. O să obținem că 4 la pătrat, pentru că e relația de la pătrat x, y, z, vine 4 la pătrat minus 2 egal cu 0. Coeficienții trebuie să facă 0, da? Da. Deci 4 la pătrat minus 2 egal cu 0. Și b minus b pătrat egal cu 0, da? Și în prima scoatem că a e 0 și b e 0. A egal cu 0 și b avem și a egal cu b. A egal cu 0 și b. A egal cu 0, b egal cu 0. Da? Sistem. Acolo. Sau? Sau a egal cu 2. A egal cu 2. B egal cu 1. B egal cu 1. Da? Și înseamnă doar a egal cu b egal cu 0. Adică nu înseamnă și... Nu, a egal cu 1 de 2. E bine, 4 la minus 2. A egal cu 1 de 2 și b egal cu 1. Acolo, nu. Chiar, da. Nu a egal cu 2. A egal cu 1 de 2. A egal cu 1 de 2. Și aia este adevărat. A egal cu 1 de 2, b egal cu 1, pentru că îndeplinește condiția a egal cu 1 de 2. Da, da, da. Și e adevărat. Deci astea sunt două soluții. Perechea 0, 0 și perechea 1 de 2 cu 1. Da, e făcut așa sau... Așa, nu s-a dus. Bun. Și asta a fost problema 12. Problema 13. Dar nu... Trebuie să îndeplinim și condiția asta ca egal cu B pe 2 și B egal cu 3. E egal. Repetește, nu? Aia, e 0 și 0, nu la... e, nu e egal cu BF. E tot B egal cu ATB. A egal cu ATB. Nu e egal cu ATB. Nu e egal cu ATB. Deci ai 2, ai 4, e egal cu BB. Da, e așa. 2 ai minus 2. A egal cu 2, ai egal cu BF. Nu e egal cu BF. Dacă nu primim aici în față, în sistem, nu se dă adevărat. Dacă nu primim în sistem, bă, deci e adevărat, cum se... E independent, nu? Da, dar e relația de prima care trebuie verificată. Deci ai egal cu BZ. Numai că el a spus două relații independente care nu se dă. Ai doar, ai egal cu B, ai egal cu B, adică B, ai egal cu B. Problema 13, vedem. A, B, A, aparține lui S, pe luță. Și facem o operație de înmulțire, X, Y, egal cu... Dar atenție că nu-i mulțirea normală, cu asta mă uitam. Pune-i un T acolo, că nu pot face cel sau cel. De fapt, eu azi nu s-a scris înmulțirea normală. Cum? A, de ce vrei, că stă luță, cel? X. Cer Y. Așa, X compus cu Y egal cu E. E. La A logaritm natural din X. A logaritm natural din X.
minus b logarit natural de y, x, y pe la casă. Dă tabă jos. Dă imaginea jos. Vă zic dacă vreți să așa, x în la mare ca 0. Ce le știm? Trebuie să aflăm a și b pentru care legea să fie comună. Dar și dacă putem să ducem puterea în interior și să facem un raport? Sau nu cred că ajută așa de mult? Da, cred că la fel de bine putem. Hai să venim cu o mutatoria. Zice. Zic y soluție x, că avem pe x soluție y, x compus cu y egal cu y compus cu x. Da, y compus cu x, oricare ar fi x, y aparținului r. Fără ar fi x aparținului r speruță. Și pune și un plus. Avem și o condiție x, y pe marca 0. Totuși, relația e definită pe lățimea 0 infinit. Da? Așa, oricare. Și dezvoltăm echivalent cu la logarit natural din x minus logarit natural din y, la e la a logarit natural din y minus b logarit natural din x. Așa, oricare ar fi x, y, absolut, este o să vă scrie. Avem aceeași bază și o să se expune între ei egal. Așa. Zicem, a logarit natural din x minus b logarit natural din y egal cu a logarit natural din x minus b logarit natural din x. Trecem cu tot care ar fi x și y. Tot care ar fi x și y. Așa, echivalent cu a plus b în paranteză logarit natural din x minus, deci după logarit natural din x minus paranteză a plus b logarit natural din y egal cu 0 oricare ar fi și 0. Și pentru că e oricare ar fi și y trebuie să iasă coeficiență 0, da? Echivalent cu a plus b egal cu 0. Și asta e prima condiție. Adică b egal cu minus a. Așa. Acum să vedem ce înseamnă comutativitate, asociativitate. Și zicem x compus cu y, tot compus cu z. X compus cu y, tot compus cu z. Egal cu x compus cu y, tot cu y compus cu z. Oricare ar fi x, y, z. Aparținul i-a să vă spun pozitiv. Echivalent cu. Dezvoltăm. E la logarit. A logarit natural din x. Minus cu cum? Minus b logarit natural din y. Compus cu z. Stați, se presupune că să avem să putem spune așa de... e drăguț. Nu e drăguț. O să venim cu b egal cu minus a. Și aici avem x, se vrăță e la a logarit natural din y, minus b logarit natural din y. Așa. Da, ne păzește. Așa, echivalent cu. Trebuie să aducem la o formă, cum asta. Logaritmul. B egal cu minus a. Nu, hai să, deja să facem substituția de e egal cu minus a. Și vine e la a pe lângă logaritm. E la a pe lângă logaritm natural din x plus logaritm natural din y compus cu z egal cu x compus cu și facem aceeași operație. Așa. Oricare ar fi x, y, z. Bun, ia ultima relație.
Așa. Păi ce facem acum? Suma de logaritm o dezvoltăm în produs. Și bine, era... A ori logaritmul din x, y. Așa. Opus cu z egal cu x. A, fără, da, x. Compus cu y la a, a logaritmul la genitivul, da? Da. Și acolo, putem și o plată, este, este o operație de înmulțire cu exponenți. Putem să scoatem pe a în afară. Și ne zicem echivalent, adică operație x, y, z. Așa, echivalent cu y la logaritmul natural din x, y. Y la logaritmul natural din x, y. Totul. Spatea. Nu, pune așa într-o parată, că aia e proprietate, a la m totul, a la m mare egal cu a la m totul la m, da? Totul la a. Nu. Ce bun? Nu e. Deci, eu de așa, eu la eu. Asta e eu. A, da. Totul la a. Compus cu z, da. Egal cu... x compus cu y la logaritm natural din yz totul la a. Și asta e da, nu. E la logaritm natural e dispare y, dispare logaritmul și vine x y. Ori a. Ori sau la. Da, x y totul la a. Compus cu z, egal cu x compus cu y, z totul la. Da. Așa am dezvoltat. Vrei să scrii și în y continuu? Nu știu. Și acum aplicăm iarăși. Bari mai mai simplu. Și vine e la a logaritm natural din x, y. X, y la a. Minus, minus B, deci sau? Minus B, B-ul e minus A, sau pot să zic plus A, așa, logaritm natural din Z, Z, da? Egal cu E la A pe lângă logaritmul din X plus logaritmul din Y, Z, tot la A. Așa, tot la A. Cam așa ceva are. Și avem același exponent. Oricare ar fi x, y, z, da? Echivalent cu... A pe lângă... Sau se duce și A-ul? A-ul nu se duce, pentru că pe de nu știu dacă e 0. Da, pe de măsură. Ia spune dacă zice ceva despre A. Nu, zice că A... Nu e o stelat, sau? A de-a parținul lui e stelat, da. Și atunci da. Avem A diferit de 0 și atunci putem să scoatem logaritm natural din x, y, tot la A. Ori z. Ori z, da. Egal cu logaritm natural din x, ori y, z, tot la A. Și asta înseamnă că oricare ar fi x, y, z. Oricare ar fi x, y, z, da. Și asta înseamnă că A este egal cu 1. Da, dar nu vreau câteodată. Hai să vedem așa. Echivalentul x la a ori y la a. X la a ori y la a ori z egal cu x ori y la a ori z la a. Da. Și într-adevăr, iese a egal cu. Că vine x la a minus 1 egal cu z la a minus 1. Așa și rezultă aia. Dacă ai egal cu 1, rezultă mai departe și de egal cu 1. Deci astea sunt numele diferite de zi, da? Ei, eu se consideră legea steluță, x steluță y, egal cu 1 minus a în paranteză ori x. Plus a y minus a. Să se afle valoarea lui a pentru care legea este comutativă. Aici, de fapt, e cu variante. Legea este comutativă dacă a egal cu 1, minus 1, 1 plus 2 sau minus 1 plus 2 sau 0.
Deci trebuie să vedem pentru care din aceste valori legile se comutăm. Hai să începem. X căruță Y. E o mică aplică X căruță X. O care aplică Y ca față în lucrat. Echivalent, ascultă. Echivalent cu 1 din ăsta. X plus A, Y plus A, X plus A, Y plus A, X plus A, plus A, plus A. Așa, echivalent. De oricare cu X, Y. Așa, oricare cu X, Y. Echivalent cu. Trecem tot un lucru. După parte, după? 1 din ăsta, pe lângă. Nu, eu vreau faptul punctul X. Deci, el vine acolo. Unde vine acolo? Deci nu mă interesează după un sac, ci mă interesează după X da. Și după Y. Păi avem... E 1 minus A, minus A. Da. Vine un minus A de la minus A X și vine 1 minus 2 A. X. Paranteză X. Plus... Plus A minus 1 plus A, plus 2 A minus 1. Y. Egal cu 0, o caracteristică și eu. Și deci scoatem că 1 minus 2 a egal cu 0. Și 2 a minus 1, nu și celălalt, și 2 a minus 1 egal cu 0. Ambele trebuie să fie 2 a minus 1 egal cu 0. Și deci obținem valoarea unică. A, este egal cu 1 pe 2. 1 pe 2, în altfel caz. Dacă nu avem aceeași soluție, atunci nu era, era punctat. Așa, problema 15. Se consideră pe el operația steluță la punctul A. Pune și în punctul A. X steluță Y egal cu XY plus AX plus 15Y plus 3. Da. Să vedem cât este A pentru ca legea să fie comutată. Ok. Deci acum X căruță Y egal cu Y căruță X. Operea e X și Y. Ne facem Y, e pe bază. Și pentru X, Y plus A, X plus 15, Y plus 3 egal cu Y. Y, X, plus Y, plus A, Y, plus 15, X, plus 3, așa, oricare pe X, Y, oricare pe X, Y. Egal cu
scrie. Y plus X, acum. Da, 2 A plus 1 Y plus 3 A. A, A e plus, plus. E, e plus 3 A plus 1 Y X X, da, X. Asta aici poate. Și acum îți face parte de. Îți face în fond după X, de fapt. Și îl pe și răsorge. Da, știu. 2A plus 1 și 3A plus 1, nu? Bine, 2A plus 1. Și minus 3A minus 1. Bine, acolo, minus. Minus A, X. Plus A, Y. Plus A, Y. 0 oricare a și Y echivalent cu A e doar cu 0 A e doar cu 0 așa pe Y problema așa este pe Y se definește legea steluță astfel A punctul A X steluță Y egal cu AX plus BY plus C egal cu AX AX plus BY plus C. Să aflăm A, B și C, astfel încât legea steluță să fie asociativă și comutativă. Ok. Tot așa aplicăm comutativă. X plus Y egal cu X plus Y care plus Y. Pentru AX plus BY plus C egal cu AY plus BX plus C echivalent cu A egal cu B. Așa. Și în asociativitate acum X plus Y plus B plus C egal cu X plus Y plus B. X de la Z. Da. A, X, plus B, Y, C, plus Z. Așa duce asta. X de la Z. A, Y, plus B, Z, plus C. Și mai zic eu, care? Așa. Mai cu... Și începem. A, o primă. A, lângă A, X, plus B, Y, plus C. Plus B, o rază, da. B, Z, plus C. Egal cu... A, X. Așa. Plus B, lângă A, Y, plus B, Z, plus C, plus C. Așa. Și mai cu... Nu se va fi A cu B? Nu se va fi A cu B? A, să nu fie, dar... Sunt cu A la 2 AX plus A la AB Y plus AC plus BZ egal cu AX plus AB Y plus B la 2 Z plus BC. Așa, așa. Așa, să mă duce un... AC cum BC. ABY. ABY cu ABY. Da, și am venit cu ABY. Și vă să de aici AC cu BC. Nu se duce. Dacă îi pune condiția ca A. A, dacă A egal cu B. Da, hai. Nu știu, hai. Și acum avem A la 2 egal cu A și B la 2 egal cu B. A, și nu zicem de echivalent. A la 2 egal cu A. E că pe la noi doar una. Că am înlocuit B cu A, dacă e. A, da, e la cu 0, este în mulțumesc finții? Este. Și? Sau? Sau A e la cu 1. Deci avem A e la cu 0, avem perechea A e la cu 0. Așa se scrie soluția, spune în super. Da, deci... O să iasă... 0, 0. 0, 0, ce? Da, da. Poate 0, 0, ce? Păi da, avem și ce? Nu poate și eu. Poate și eu. Perspectiv 1, 1,
punctul D. X tenuță Y egal cu XY plus 2X plus 2Y. Da, da. XY plus 2X plus 2X plus 2Y plus 2X plus 2Y, da. Așa. Plus 2Y plus A. Da. Tot așa se află pe A, bineînțeles, pe acea mână. Este ca primul, ei, comunitativ 6 și 7. Așa, trebuie și comunitativ. Eu zic să plecăm direct cu cealaltă. Poți cu comunitativ 3. Cu comunitativ, dacă o faci, iese direct. Da. Nu se plece, cu asociativ. Foarte. X căruță Y, X căruță Z. Da, cu X căruță Y, X căruță Z. Poate ar fi X, Y, Z. Aparțin cu el. E ceva de cum? XY plus 2X plus 2Y plus A tot ori prezentă plus Z egal cu X plus ruță Y Z plus 2Y plus 2Z plus A și oricare. Așa. E echivalent cu. Ce fi ce frumos. X, Y, Z. Plus 2X, Z. Plus 2Y, Z. Plus A, Z. Așa. Plus 2 X, Y. Plus 4X, plus 4Y, plus 2A. Așa. Plus 2Z. Da. Plus A. Plus A. Egal cu? Egal cu. În părând, X, Y, Z. Plus. Asta este primul, nu? Da. 2X. 2X, nu? Da. Nu, nu, nu. Da, egal. Hmm? Este primul al doilea. A, pardon, pardon. Trebuie de făcut... Da. Plus 2Y. Plus 2XY. Plus 2Y. Y plus 2XZ plus 2A. Plus A. Plus A. Așa. Plus... Acum este 2X. Așa, plus 2X. Plus 2YZ plus 2Y. Da, e. Plus 4Y. Pare 2 era al dat. Păi plus 4Y. Plus 4Z. Plus 2A. 2A. Oricare fie XY, da? Da. Aici am dat ceva în partea asta. Avem... Nu, nu am uitat. Plus 2A plus A. Aici, la sfârșit am. Da. Aici. Plus încă un. Bun, atunci 2A, 3A, A, A, da. X, Y, Z, X, Y, Z. 2XY, 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 2XZ, 2XZ, 2YZ, 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 4Y, 4X, 4Y, avem și 2Y, avem 2X acolo, aici, aici și avem 2X, și 4X, și aici 2Z, 2Z, ca o altă. Hai să trecem la masă. Și avem... Deci tot o parte. Da. Și avem X pe lângă 2 minus A, să ce pe lângă... X pe lângă A minus 2. X pe lângă 2. Da, X pe lângă A minus 2. Plus Z. Da, atunci... da, plus Z pe lângă 2 minus A, că era invers. Plus Z. Oricare ar fi... X, Y, Z și rezultă de X, A, egal cu 2? Da, egal cu 2, da. Punctul ce? X, T, U, Z, Y egal cu X, Y plus A, X plus B, Y plus 6.
este o sigă, și am cu x, y. Așa, plus a x plus b, y plus 6. Tot așa se află a și b, se iasă legea asociativă și comutativă. Dar este aici trivial de fost. Da, da, da. Din comutativitate o să ne iasă a egal cu b și din asociativ 6 m sau cu 6. A egal cu b. Plus 6 m cu 6. Egal cu 6x plus ax plus
salvează. Așa. Și și nu chiar de așa. Păi... Bine, pe ori. Era zi, zisă cu vărea acolo, ei pe se... Ai greu să spune să... Da, da, ai greu pe... Am înțeles, asta. Da, sau nu pui dispus. Ca să... Hai să trebuie. Cers. Așa zicem așa. Z grupat după Z pe lângă... Z pe 6. 6 plus A. A minus A la A. Minus A plus. Plus X pe lângă... Lângă... A la a doua. A la a doua minus A minus 6. A, și la a doua. Și la a doua. Și nici nu scoate nu doar nicoasă din gradul 2. A la a doua minus A plus 6. Minus 6, dar plus 0. Cealaltă e la fel. Să vedem cu A egal cu 1 sau? A 1, nu e 1. De ce nu sunt 3? 3 și 2 sau 3 și 2. Minus 2. Da, da. Dai cu au 1 egal cu 2, minus 2. Minus 2. Și la 2 egal cu 3. Și soluțiile sunt... Păi... Care e ce? Minus 2 și minus 2. Așa. Și... 3 și 3. Așa. Punctul G. X soluție Y, eu am cu XY minus 3 pe lângă X plus Y. Da. Sau minus 3. Minus 3, paranteză, X plus Y. Și disparanteza plus A. A, cred că trebuie să plecăm. La societate. La societate. La să se mai facem cu toate că ne iese. Minus 3
3x plus 9x sau... Da, dar nu o apărăm interesa, sunt interesat la termenul cu y0. Da, nu apărăm interesa. E minus 3y0. Nu, spune și hai să facem clar. Echivalent cu? Și hai să le desfaci. Minus 3y0 plus az și începem. Minus 3y plus 9x plus 9y așa, minus 3a minus 3z egal cu? Minus 3xy plus ax minus 3x minus 3yz nu, da, 3 plus 3yz plus 9y plus 9z minus 3 hai să mai termină minus 3a cu minus 3a minus 9 plus 9y plus 9y și minus 3yz minus 3x cu minus 3x minus 3 nu, dar de ce nu s-a dus? S-a trebuit să ducă și ăla. Asta, pe asta? Nu. Și-a uitat să mai scriu aici de român cu mine. Că undeva... Nu, minus 3 grețe cu minus 3 grețe. Și aici a spus că... E ceva care e scăpat. Nu știu. La prima bănesc ar trebui să fie. La minus 3, minus 3, 10, mai primul 10, undeva? Lasă-mă, trebuie. Aș vrea aici în 10, sau? Paranteze, sunt ori dintre paranteze. E x plus yz minus 3 pe rândul după x-ul ăla, unde e spațiul ăla. Dar acolo vine plus yz. Pentru că vine 3-ul, vine minus 3 pentru că suma lor. Din primul termen este x și se adună cu paranteza. Plus yz minus 3. Yz la x. Da. Așa, nu e legal. Da. Nu, nu, știu de ce. Aici să fie un x, y sau ceva. Acolo trebuie să fie un x. Aici trebuie să fie x, y. X, y. Vine de la suma de aici. Acolo e x, y. Așa. Păi nu, e... Sau e x, y. Acolo. Ia-mi. Da, este x, y aici. X, y minus 3. Da, și atunci ar trebui. Și minus 3xy, așa, minus 3xy și minus 3xy se reduce cu ora după față. Exact, asta nu-ți mai duce de aici. Da, 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 nu-ți mai duce de aici. Minus 3xy, așa, bun. Și aia trece în grupă. A minus 3 sau cum? A minus, hai să luăm o termen cu x, zicem așa. X pe lângă A plus 3 sau 1 A plus nu e A, dacă eu mai sunt acolo, da, păi X pe lângă A plus 12 și alți termeni cu X mai avea plus Z pe lângă A A minus 12 exact e minus, dar și z, aici tot faci altă, când aici a dus, vine tot minus. Minus 12, nu? E și aici, tot minus 12. Deci dacă duci 9 din partea asta aici... Nu, no, dar e... A, 9, da, e 9 plus 3, 12 minus, da. E... Nu, e invers.
X pe lângă 12 minus A. X pe lângă 12 minus A. Da, e așa este. Da. E văzut parțial de doar. E echivalent cu A. E echivalent cu A egal cu A. A, da. Cam asta ar fi. Mai sunt două exerciții.